I'm Loredana Groza. Ce să-ți cânte fata, ia zi. Găoaze mari, găoaini mici, cajici, puțățe mici, puțățe mari sau silii, pun sau matuna, toată e aici. Și l-a pusat căcat din lume. Și ca să-i cânt, uite așa, aș vrea să mor. Ăsta-i mort în p***a mea de 450 de ani. Ia bre, dă înapoi. Aport. Bun, dragi prieteni, atât de aici cât și de pe YouTube, vreau să mă joc jocul Baldur's Gate 3. Mi se pare că în ultimii 5 ani e departe cel mai bun joc. N-ai rost să vă zic prea multe despre joc, o să vă prindeți pe parcurs. Ce este de știut este că e foarte story-based și că o să jucăm împreună și o să vă las să vă implicați în alegerile pe care le voi face în acest joc. Am făcut 50 de ore în 3 zile, da, așa am făcut vreo 30, așa în câteva zile. Luați de vedeți povestea. Bun, trebuie să ne facem character. Avem de ales între niște rase. Fiecare rasă are feature-urile sale, însă... De fapt nu, rasa vă las pe voi să o alegeți. Ok, bun, elf să fie. Clasă! Aici aș vrea să aleg eu personal, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să am un gameplay de bard, pentru că cred că bardul mi se potrivește cel mai mult din tot jocul de Dungeons & Dragons, de fapt. Bard am jucat și în campania, am făcut-o cu Slavog și cu restul oamenilor. La fel, cum e și rasa, ai o clasă în care îți dă niște avantaje. Dacă știți... Schema clasică de tank, support și DPS, gen barbarii sunt tanks și cu paladinii, clericii sunt healer, support, whatever și așa mai departe. Sunt mai multe clase care te uiți tu fiecare ce face dacă vrei să joci. Mai vreau să mai joc una cu monk. Monk-ul mi se pare super tare, că gen trebuie să stai fără armură și să dai cu pumnul. Sunt multe clase, eu vreau să joc bard, care este bufonul de la curtea regală. Și practic ca bard ai o vrajă care se numește Vicious Mockery, în care practic râzi de cineva. Tot ce faci este să râzi de un inamic și îi dai un damage destul de mic, între 1 și 4, însă inamicul respectiv are dezavantaj la următorul său rol. Tot acest joc funcționează la fel ca Dungeons & Dragons pe zaruri, adică orice faci în acest joc se face cu un zar, a.k.a. tu ca să ataci pe cineva, jocul rulează în spatele lui un zar și zarul ăla zice dacă tu vei da între 1 și 4 damage în funcție de o cărcă de alte chestii. So that's basically, de-aia dai între 1 și 4 și nu dai direct 4 sau 1. Astea sunt vrăjile pe care poți să le faci la orice moment și astea sunt vrăjile care costă, și anume, poți să hiluiesc, poți să sperii pe cineva și să-i dau între 3 și 18 damage și primește statutul de speriat. Și dacă e speriat, o să fie mai ușor de lovit la următorul atac. O altă vrajă care îmi place super mult este Tasha's Hideous Laughter, care pentru 10 ture, dacă o nimerești, pune orice creatură în cur și râde ca prostul. 10 ture! Așa nebunii să joc!
și să mă pună cineva în cur de ce tură să râd ca prostul. Așa, și mai este Heroism, care nu prea înțeleg cum ajută. Ultimata mea, Sankey, este Bardic Inspiration, care împuternicește un aliat ca să dea bine data viitoare când atacă sau data viitoare când are de făcut un ability check sau când are de salvat ceva. Sunt foarte mulți termeni cu care nici eu nu sunt familiar, dar cu care te obișnuiești. Pentru că sunt termeni fix din Dungeons & Dragons, care este un joc destul de complex. Și jocul ăsta emulează destul de mult din Dungeons & Dragons, sunt niște termeni destul de complex, nici eu nu știu pe toți. Și eu mă obișnuiesc cu ei, învățăm împreună. Bă, e super șmecher, man! Deci, este un joc atât de frumos, I love it so much. E genul de joc de îți vine să povestești despre ce ți se întâmplă în joc, este atât de frumos. Am atâtea faze de-astea care mi s-au întâmplat, nici n-am ajuns la actul 2. Și am atâtea faze de-astea atât de funny și atât de cute care mi s-au întâmplat și vreau să le povestesc. O să vă arăt câteva la care mă refer. Foarte important, ce instrument să ne alegem. Nu contează, e doar de efect. Tobă, flaut, mandolină. Așa. Harpă sau vioară. Vreau să dau bengare, nu vreau să dau la harpă. Aș vrea să dau niște bengare și dacă vreau să dau niște bengare, mă gândesc la flaut sau la vioară. Nu, hai să iau flautul, nu iau vioară, iau flautul. Gata. Ok, so, trecem la zona de abilități. După cum puteți vedea, caracterul meu arată așa momentan. Deci ai strength, care în mod evident înseamnă puterea cu care faci chestii, da? Puterea fizică. Ai dexterity, care înseamnă agilitate, reflexe. Ai constitution, care se referă la stamina și physical endurance. Intelligence, care e memory and mental power. Wisdom, care e intuiție și vrăj. Charisma, care este cum îmbârligi oamenii. Basically. Și după cum puteți vedea, bardul ca clasă are foarte multă carisma, are carisma la maximum, că Caterinca, sunt jovial, mai înțeles? Dexterity foarte mare, pe strength stăm praf, ne dau aia one shot și așa mai departe. Și acum intrăm în zona în care putem să ne customizăm un pic chestiile astea. Trebuie să ne alegem un background și ai background-ul, să zicem, de acolit, în care zice: "You have spent your life in service to a temple, learning sacred rites and providing sacrifices to the god or gods you worship. Serving the gods and discovering their sacred works will guide you to greatness." Background-ul meu practic este de acolit la biserică, care îmi dă plus 2 la insight și plus 3 la religie. Dar eu nu vreau asta. Mai departe ai tot felul de astea. Ai șarlatan, criminal, entertainer, erou al poporului, toate astea, care fiecare îți dau chestii diferite, știi? Dacă ești soldat, în mod evident îți dă athletics și intimidation, ai intimidation-ul foarte mare în dialog. Aș merge pe șarlatan, pentru că primești deception plus 5, dar nu prea ai nevoie de deception ca bard, că ai deja carismă. Și îți dă și sleight of hand, care îți arată cât de bine poți să furi chestii. Cu cât ai sleight of hand-ul mai mare, cu atât poți să tragi pe dreapta mai bine chestii. I wanna roleplay it! Vreau să mi se și potrivească. Cred că o să iau șarlatan. Pentru că nu e așa, și eu la rândul meu am băgat ciocolată în nădragi. Așa, și practic, ce am aici cu tot background-ul meu și cu toate aceste abilități, am așa, am sleight of hand, care mă ajută să fur chestii, să fur chestii de la din buzunarele oamenilor sau din cuferele păzite sau să deschid uși mai ușor și așa mai departe. Perception, care îți arată chestiile ascunse din jurul tău, de exemplu dacă e o capcană în fața ta, te ajută să ai cât mai mult perception ca să poți să o detectezi. La fel, este o aruncare de zar în spatele jocului. Dacă tu dai 9, dar ai plus 2 perception, o să dai 11 practic. Are sens? Cu cât ai mai multe puncte, cu atât e mai ușor pentru zarurile nefavorabile să meargă. Am deception plus 5, care înseamnă practic cât de ușor să mint și să manipulez în conversații. Intimidation, be a bully, threatening in this fear, zice ăla, nu te lasă treci. Și eu am opțiune să-i zic, bă, dă-te că-n bap! Și ăla ascultă. Performance, care înseamnă la fel, în dialog, cât de bine mă prefac, cât de bine joc rolul. Și persuasion, la fel, că sunt șarmant și că pot să persuasez pe cineva să facă ce zic eu. E un mod foarte, foarte fun de a juca acest joc, pentru că acest joc nu este deloc despre bătaie. Absolut deloc. Te bați mult în acest joc, dar nu este deloc despre bătaie. Adică că probabil te-ai aștepta ca, nu știu, ca un om care a mai jucat whatever RPG-uri, să te gândești că, păi trebuie să-ți faci un build ăsta, trebuie să te duci cu toporul în spate, cât mai mare, cât mai mult pe strength, să te duci, să te bați, să... Doesn't work like that. Adică you can do that, o să fii la egal cu un bard vai morții lui sau un rog care doar stă și se ascunde și trage cu arcul. Bun, hai să facem appearance. Oh my god, this is perfect. Ce frezarea mea. Zici că a semnat declarația de independență. Bun, cum s-o cheme pa noastră?
It works, pentru că și Loredana Goza este o cântăreață. Bun, trebuie să ne alegem un gardian, dar nu cred că contează atât de mult. Uite-o luăm pe drăcoaica asta. Like it doesn't really matter, credeți-mă. Gata, continuăm cu povestea. Deci ține minte, da, eram în podul ăsta. Este bazat pe fapte reale, într-adevăr. Gata, we go. We go. Caută pe Lori plânsă. Direct ieșită de la Mozzafiato. Așa arată jocul, chat. Și aici jos ai toate astea pe care poți să le dai. Vă prindeți pe parcurs. This is the pool that Bing came from. The parasite now writhing behind your eye.
Deci acolo am avut un de la de investigation. Așa funcționează, da? Dacă vreau să fac investigation, îmi zice trebuie să dai 10 ca să-ți iasă investigation. Și eu ca avantaj la chestia asta am intelligence plus 1. Adică dacă dau 9, tot trec. Mai înțeles? Și dau, vedem ce iese. Iese 17, n-am mai avut nevoie de plus 1. 18. Și am reușit. Și acum pot să analizez. Da, damage. Putu-s. Că mi-a luat 3 la viață. Și pe aici poți să dai click pe gen orice. Să duci să vezi ce e acolo. L-am jefuit pe ăsta. Ne facem bine. Și intrăm în sphincter. Aha. M-ai strigat. Da, am activat aia de Twitch. You've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Bă, vă apare ceva pe ecran? Puteți să alegeți ceva din astea? Și cum scrieți, se scrie în chat sau cum se face? A, și pot să văd. Let's go! Ce tare. A, și tot eu aleg. N-alegeți voi. Ok, deci asta e. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer. A minion of the mind flayers who abducted you. Destroy the brain? Știți că o să fie ceva super grafic, nu? Bun, we destroy the brain, I guess. Pregătiți-vă pentru ceva grafic. Bravo, a zis uscăierul. Dacă vorbeam mai mult cu el, puteam să-l luăm ca animăluț până murea. Mai departe. Știe Lori ceva. What is this? Squaw. You are no thrall. Flacketh blesses me this day. Together we might survive. Who am I? Your only chance of survival. What made you think I was a troll? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geth, mind flayers. Realizați cât dialog este în acest joc. Acești oameni au scris 1.000.000 de linii de dialog. Nu o să votați la tot, o să votați la cei mai important. Vă dădeam să vedeți povestea, că eu o știu până la un punct. Deci, tocmai a zis că avem paraziți în creier și că ne transformăm în mind flayers. We can do nothing until we escape. That must be our priority. Literal, nu suntem în tutorial. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Asta a prins reducere la rinoplastie, nonești. And this is the combat. Combatul este turn
turn-based, a.k.a. fiecare om își face acțiunea și apoi se întâmplă chestii în funcție de acțiunile pe care le faci. Pe rând politicos, exact. Lucru care mie personal îmi place, căci mie îmi plac mai degrabă jocurile de strategie, cum le zicea pe vremuri. E, și la Ezel este a fighter. Da, din Eu sunt Bard, ea e fighter. A.k.a. dă cu sabia. Asta face ea cel mai bine. Nici n-are vrăji. Are vrajă doar să se vindece și mânuța asta. Așa că merge să dăm cu sabia. I-am dat 5 damage la Frey și l-am pus și off balance. Și mai departe, mai avem movement. Da, ne-am terminat. Bă, nu ne-am terminat, mai avem asta. I-am dat 0 damage, dar l-am pus în cur. Ne-am terminat atacul și putem să ne mai mișcăm dacă vrem. Dar nu vrem, că vrem să-l terminăm pe Freyrus. That's it. Urmă dăm end turn. Și acum suntem cu a noastră. Hai să râdem de dracul ăsta. I-am dat vicious mockery. Râde toată lumea de el. Și dacă ne enervăm, putem să dăm perform. Nu, ok. Asta e o chestie pe care gen poți să faci la Caterinca, basically. Play a tune to attract and delight those around you. Efectiv, te-a pus și cânti. Nu se întâmplă nimica. It just sing. Și mai avem piese. All time battles. Zic-za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 c
Așa. Îi dăm lui ăsta mare sabie, boom, l-a omorât. A, și lui ăsta nu mai putem să-i mai dăm, fuck. Dar stă pe jos, e bine, n-avem treabă cu el. Putem să și sărim dacă vrem. Uite, sărim fix în coasta lui ăsta. Hai să-l terminăm pe fraierul ăsta, nu? Uite, îi dăm cu arcul. I-am dat 5 la omorât, bun. Mai departe. Am terminatura. Ăsta a ratat că-i vai de capul lui. Îi dăm sabie, îl terminăm pe fraier. Bun. Am primit și XP. Nu e archi, e arbaletă mică. Și și jefuim pe ăștia dacă mă enervez. Stai să-i jefuim pe ăștia. Că facem bandă pe urma lor. Nu plec așa cu mâna goală. M-au răpit ăștia, nu plec degeaba. Nu plec cu degeaba. Touch nothing, ia. Yeah. N-am mai făcut asta. Așa cum atât mă bag cu ăștia, n-am mai făcut asta, fuck. Băi, moșule, spui că... Băi, moșule, zici că te-a lovit la să-l lui Ceaușescu. I-a dat doar unul damage. O să mă ascund că nu vreau să dea în mine. Bag un cântecel. Vine după mine, futu-ți inima, mătii! A, dar nu mi-a dat. Mi-a dat? Nu mi-a dat. Sabie. Bum. Easy! Din prima. Ia mă și lumânare la fraier. Ce zice asta? Let me out. Asta vreau să o lăsăm acolo. Ce facem chat? O salvăm? Look for a hatch that might open the lid. There is no time, I need to get out of here. I'll go around, there must be some way to get this thing open. Bun, vreți să o salvăm, hai. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Deci, te prăbușește nava, vrem să murim pentru acest străin? I'll go look around, there must be some way to get this thing open. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! The console appears dormant. Ia chat, hai, jucați.
Asta e consola de trebuie să o elibereze pe asta. Hit it. Ok. Nothing. The console remains dormant. Doarme consola. Look for a switch. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. No traps, please. This might unlock those controls next to the pod. I'm locked here. Hai că am luat cheia la Logan și apăsăm și butonul. Vreți să apăsăm butonul chat? Vreți să vedem ce se întâmplă cu butonul? As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Wow, chat. Wow, chat. Sunt ultimii oameni, man. Change her. Change at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Corellon, preserve me. Uitați ce ați făcut la săraca femeie. Born mind flayer stares at you, weak and dazed. Uitați ce ați făcut la săraca femeie. Rip Bozo. Ia, hai, să-i dăm drumul ăsta. The console appears dormant. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Ia, de m-o transformați și pe asta? Ia, alegeți. O transformați și pe asta? Deci avem place your hand on the console sau un rol de arcana. Take a closer look to the powered up at the powered up console. Arcana e cât de multe știi despre lumea magiei, dacă are sens, despre, nu știu cum să explic mai bine, da, despre lumea magiei, I guess. Bun. Și acum trebuie să dăm un zar ca să vedem cât de multe știm despre lumea magiei și avem și intelligence plus 1. Am dat 11, suntem barosani. Bă, nu mai scrieți în chat, dați click pe ecran. Am dat 12, bravo. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Perhaps it will open the nearby pod. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Authority. Să dăm un rol de wisdom, care e 2. Trebuie să fim ultimii proști, să nu-l luăm. Bun. Brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Hai chat, că ați făcut și voi ceva bine. Ce zici, bre? Păi ăsta-i joc de la feminist, uite câte femei aici. Las că nici cu asta nu mi-e rușine, Iulia. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gift with you. You keep dangerous company. Fair point. Looks like there's plenty of fighting. Ah, trebuie să vă citesc și oale. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Ce facem, chat, o luăm? All right, o luăm. All right, let's get going. I'm Loredana Groza.
All right then, let's get going. I'm Loredana Groza. Mamma, mamma, yeah. Shadowheart. One moment. Ce faci, bă? Ce e? It's nothing. Trust me. Pare să cât. We need to get to the hell. Pare să cât. Now. She's right. Lead on. Pare să cât de față de noi, chat, ați văzut, da? We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Știi tu. Who put you in charge? Aia zic. I'll trust my Aia zic și eu. Ce să tot de importantă? Kenyank. Kenyank, ne-am jucat în limba ei. Dracu gol. A zis un slug. Bun. Hai să-l punem pe ăsta în curte de râs. Dacă și cu paică se plimbau într-o barcă. Ce râde prostul. Ce râde prostul. 10 ture stă și râde ca bou. Bun, mai departe. No, hai să-i dăm cu sabie. Cu buzduganul, mai exact. I-a dat doar 2? Bruh. Așa, asta nici n-ajunge. Îi dau l-asta. Ăsta încă stă și râde ca bou. Eu dau cu sabia în el, ăsta râde. Unde te duci? Bă, uite de unde mi-a dat. Cântă o melodioară de draci. Ce fani mi se pare căcatul ăsta. Ăștia să bat aici, și asta. Oh, lo, 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 lo. Moving. Time to strike. Iu. Moare de râs de la gluma de mai devreme. E terminat de râs. E terminat de râs, uite cum a murit. Ce ține în asta? Michael Jackson nu e mort, îmi place, face sport, i-am zis-o. Ui, ce râde prostul. Am dat pe lângă. A mai venit unul, man! A mai venit unul! Doi! Ca să ne facă să plecăm! Ca să ne facă să plecăm! Am plecat, gata. Ah, mai am, mai... Fuck! Și uite ca idee de ce am luat ăsta de Ray of Frost care îngheață. Dacă dau aici, unde e sânge, o să înghete tot sângele ăsta. Iar cine vine aici, o să alunece pe gheață. And it goes like this pe absolut orice te poți gândi. Literalmente orice te poți gândi că poți să faci cu chain dotare, poți să faci. Cu inventoriul tău la fel, gen. Poți să arunci săbile, poți să... Poți să dai throw la sabie, pur și simplu. First step is the hardest. I-a dat un damage pentru că-s vai morții mei la arunca săbii, dacă ai idee. Gen, poți să faci orice. Orice îți trece prin minte poți să faci. Hai bă, Lori, n-ai mâncat de dimineață? Păi, Lori, e praf, pă, e praf la a da cu bâta. Mai, uite ce-a zburat ăsta. Fuck, vin după noi. Hai, Lori, conectează ăsta, firarea al dracu.
N-ajunge niciuna. Fii atent că ne omoară ea. Fii atent că ne omoară ea. Fii atent că murim în tutorial. Mi-o dă? Nu! 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 Ok, so, când ești lovit mortal, you don't really die, ce ai această chestie care apare deasupra ta, dai de 3 ori cu Zaru. Dacă dai peste 10, îți dă un punct ăsta la viață, ți se umple un pic la viață. Dacă dai sub 10, îți dă un punct la moarte. Dacă dai de 3 ori la moarte, mori, you're dead. Dacă dai de 3 ori la viață, te ridici singur în picioare cu 1 HP. Așa e tot jocul, trebuie să strategizezi ce să faci. Deci o ajut pe ea, îmi consum tura. A, și cred că pot să ajung și la ăla. Am ajutat-o, am ridicat-o de pe jos. We made it. You've made it in time. Da, suntem în teta aici. Hai, Lori, că ne-a țărat când ne-am trezit noi. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Deci trebuie să ne scoatem ăla din creier. Eu tot pas. Ce facem? Îi tragem și noi ăsta pe dreapta sau o trezim? Ce ar face Loredana? Se pare că vom încerca să tragem pe dreapta ăla de la ea din mână. Hop. Ah, nu, eu nu. Eu nu. Ah, nu, I was checking if you were alive. I'm alive, yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? How are you alive? Și uite, ai opțiuni normale, gen, I was hoping you might know that. Doesn't matter, we made it. Sau, pentru că sunt bard, am o a treia opțiune. Și zice aici, pentru că ești bard.
Perhaps it was some dramatically timed divine intervention. The divine tend to keep their interventions close to the chest. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Vrem să rămânem cu gagicuța asta emuloică? Vrem să rămânem cu ea, nu? Să rămână la noi în party. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. She can't think of better company, by the way. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Bravo, chat. Lead the way. Sunteți un om bun. In the Song of Rest, you and your allies are revitalized as though you would have taken a short rest. Le cânt și li se face viața înapoi. Și avem o vrajă nouă de luat. Ce să luăm? Luăm animal friendship? Hai să luăm să vorbim cu animalele. You convince a beast not to attack you. Da, o convingi bestia să nu te atace doar pe tine sau tot party-ul tău? Doar pe tine? Yeah, it's not that good then. Ah, am putea să luăm ăsta de charm. E mișto în conversații că poți să-l adaugi ca un avantaj la zarul tău și îți dă un plus 1, dar folosește un spell slot și practic persoana devine charmed dacă ți iese. Hai să luăm charm și putem să schimbăm pe Featherfall dacă ne enervăm. Ne luăm rizul verbal. Oh! Avem vioară! Let's go! În loc de flaut avem vioară. Ia! Yeah. Nu știam că găsești de-astea. Zigzagă, zigazagă, zi. Nu dansezi? Stai așa degeaba? Nu dansăm și noi? Hai, fata mea. Neac, tu găsești cea târnă. Hai că văd că nu-ți place muzica. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Ia, chat, vorbiți cu Astorion. Easily stand back, kill it yourself, you look capable enough. Sau leave. Deci asta îi zicem noi înapoi lui ăsta. Kill it yourself, you look capable enough. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Iată ce-ați făcut. Bun. Ne-a fugit camera, dar putem să dăm un rol de dexterity. Și ne zice aici. Deci ai quickly roll away și dai cu dexterity. Și zice aici, ai plus 2 from our own dexterity, plus 1 de la un trait pe care îl avem, care se numește Jack of all trades. Sau putem să mergem pe push yourself to your feet și să dăm un roll de strength. Numai că la strength suntem praf și avem minus 1 pentru strength, dar înapoi plus 1 de la Jack of all trades. Întotdeauna vrei să te uiți la astea când joci ca să vezi unde ai cel mai mare avantaj. Și în mod evident dăm pe dexterity. Am dat 8, dar pentru că avem plus 2, plus 1, plus 3, am avut succes. Easy. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me?
You have it backwards. They snatch me up too. Put the knife away and maybe we can talk. I haven't done it in anything to you yet. Ăsta e cetățeanul franțuzit. Okay, put the knife away and maybe we can talk. You'll talk. I can... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? Is the Mind Flayer's worm interconnected us? Honestly, I have no idea. Put the knife away and I'll tell you everything. The worm? Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Apology accepted. I may have done the same where the roles reversed. Glad to see we're all caught up now. You'd better have more to offer than apologies. I te cerem bani la prost. Hai te cerem bani. Hai te cerem bani. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction. N-a fost de acord cu noi, Moloica. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Aici avem ăsta de Baldurian pentru că am crescut și noi în Baldur's Gate. Introduce yourself, you're a Baldurian too. Tell him your name and your story, nod. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Cum vorbește asta engleză, așa vorbește Mihail Neamțu română. So, do you know anything about these worms? I know we don't want them in our heads, so yes, unfortunately, they'll turn us into mind flayers. No. Of that much, we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Ai citit, voi nu vă mai citesc. We can start by traveling together. Better out, I'd say. I need to get moving, but you can shelter at my camp. Do what you want, I'm leaving. Nu-l vreți pe ăsta cu noi? Ok, hai să nu numim Morris. We can start by traveling together. Better out, I say. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Luăm și pe pricăjitul ăsta. Ia-l, recu. Dar e tot elf ca noi. E tot al nostru. Aș putem să-i facem level up și lui. El este rogue. Și ca rogue, practic, tragi bine cu arcul și you move in the shadows. Ești pe stealth și atacurile tale principale sunt astea, sneak attack. Și ai sneak attack melee sau sneak attack cu arcul, cu ranged. Și dacă gen sneak attack-ul, de exemplu, cu arcul e 5-15. Și dacă nu e sneak, dacă nu ești în hide, adică așa, așa ești în hide, bam bam bam. Dacă nu ești în hide față de inamicul tău, este doar 4-9 versus 5-15. Footprints. There may be even more that survived the crash. What's going on with that checking for supplies, maybe? Looks unsafe. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. N-am făcut multiclassing, nu? Hai, chat, jucați. Hai, copii. Joc și vorbe! Mulțumesc de guide. Bună seara. Ai făcut ursul? Nu. I-am învățat pe ăștia până acum. A hand?
Anyone? Cu Aryu Slap the Hand avem rol de strength în care îl apucăm de mână și îl scoatem. Avem rol de charisma în care attune yourself to the sigil's magic, then bid it to quiet down. So it's far too dangerous, leave him to his fate. Slap the hand! Ow! Perhaps I should have clarified? A helping hand? Anyone? Avem gol. Am picat clasă. Am dat fail. Am dat 6 și trebuie să dăm 7. Cu tot cu bonusul, că suntem vai morți, nu știu. Am failit la carismă. The magic around the sigil hisses like a cornered cat. Your only option now is to grab the hand and pull. Bun, se pare că trebuie să tragem de manetă. Trebuie să luăm pe asta de manetă. Și e gol de strength unde suntem praf. Dar avem avantaj. Ah, nu, avem dezavantaj. Avem dezavantaj. Ok, avantajul și dezavantajul funcționează foarte simplu. În momentul în care ai... În momentul în care ai dezavantaj sau avantaj, dai cu două zaruri. Când ai dezavantaj, ți se ia numărul cel mai mic de pe cele două zaruri. Când ai avantaj, ți se ia numărul cel mai mare de pe cele două zaruri. Am dat ambele 8, deci o să iau 8. Jocul ăsta e barbut interdimensional, da. Hai că l-a scos pe ăsta de aici. Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Hit introductions. That magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. Ce you don't have to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Eu sunt Loredana Groza. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics. Most, no doubt. I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. I can tend to basic wounds and ailments, but alien parasites, I'm afraid not. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer. And soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Îl luăm pe ăsta cu noi, chat? E simpatic, Mihai Petre. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh. But before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Hai că te încăpă el, fraier, n-ai ce să zici. Domnul Gale, ca wizard, are multe vrăji. Cu asta nu vrei niciodată să dai cu sabia. N-ai de ce să dai cu sabia cu domnul ăsta care are multe vrăji. Și are asta de dă cu foc. Are, ok, nu pot să le folosesc ca un level 1 slot, fuck.
Ai să dai cu curent electric, ai să dai un Thunder Wave la fraier să-i arunci în sus. Ai acest chromatic orb care e cam același căcat, more or less. Dar poți să-ți alegi tu zi, dacă dai cu foc, cu gheață, cu acid, cu whatever. Magic Missile care e exact ceea ce sună. Cu asta poți să faci găsime animală de unde vrei tu. Dar aici se face găsime animală, că poți să-i dai foc sau songhieți sau whatever, you can do anything basically. Și Mage Hand, care în continuare nu prea știu cum funcționează. Bun. Gata, am terminat cu cunoscutul de caractere for a while. Opa. Și dăm și ne ascundem împreună. Bam. Și aici, când... Ai niște oameni, da? Nu știu dacă vrei să te bați cu ei. Eu o să aleg să mă bat cu ei, just for entertainment. Dar aici, practic, înainte să începe o luptă, poți să faci strategie. Poți să faci strategie și mai simplu dacă dai Enter Turn-Based Mode. Practic, totul se oprește, chiar dacă nu ești în combat. Și poți să faci strategie și gen poți să lipi pe unul dintre ei, să-l trimiți pe aici, pe partea asta. A călcat în buguieni și s-a... Ha! Eu când vă zic că se poate întâmpla orice... Efectiv, a călcat în buguieni. Ok, o să ies din turn-based mode ca să pot să-l scot din buguieni. Păi, a intrat în buguieni. N-am văzut niciodată chestia asta. Și pe ăsta poți să-l duci frumos pe partea asta ca să-i atace de pe partea asta la altă, știi? Bam, 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 bam. Și vezi chestia asta roșie, îți arată unde văd ei. Mai departe, o să... Iar a intrat în bugeni? A văzut o chestie... da, ok, asta poți să dezgropi chestia asta, dar n-avem lopată. Și mai departe poți să te gândești cu cine vrei să ataci, pentru că suntem în stealth, dar ăștia nu ne-au văzut. Cel mai bine e să ataci cu băiatul ăsta care are chestii de stealth. Duci frumos. Asta s-a ascuns, a văzut-o, dar s-a ascuns. A dat cu zlagul și a reușit să rămână ascuns. Și te duci și... Pentru că ești în stealth, poți să-i ataci pe ăștia și zice, uite, ai advantage. Și zice și sus, deci ai advantage că you're hiding. Și în strategia asta poți să te folosești de environmentul tău. Nu este obligatoriu să ataci întotdeauna direct. Poți să te folosești de environmentul tău. Și în environmentul tău, de exemplu, aici, e la mintea cocoșului că e la început de joc, ai chestia asta, care atârnă deasupra lor. Pe care poți să dai drumul pe ei. Iar s-a ascuns. Hiding failed. A văzut-o. Ok. Hai să-i dăm. Și am omorât pe amândoi deodată. Easy. Și acum am intrat în combat cu asta, cu agabanta asta. Și cu asta, aparent. Ne-a umplut de smulcâz. Ok. Bun, am intrat în conflict. Uite, ăsta n-a intrat în conflict. El e... Pot să mă mișc cu ăsta, pot să fac orice până intră în conflict. Și fiind ascuns, pot să-i dau lui ăsta de la spate. Bam. Și dăm... Ce să-i dăm? Nu știu ce-i dăm. Uite, îi dăm ăsta de... O curentăm. Am curentat-o pentru 5. Bum. Mai departe. Tanti asta, ce să-i fac? Uite, dăm cu ăsta de foc. Am doar 50%. 60%. Uh,
Nu mi-a place deloc caracterul fetii astea. Adică acest cleric. Nu știu de ce. Survival is all that matters. Ia, hai. Vino și fă o caterincă. Dar asta mai are doi la viață, n-ai rost să facem caterincă pe ea. Îi dăm o săgeată. Am ratat. Te-mi vai de capul nostru. Ne-am ascuns. N-ajungem. A, uite și asta are asta de foc. Bun. Era trecut de viață. Mai ai să-i dai și lui ăsta? Nu mai ai. Nenorocește asta. Ha, mă, poți să ieși? Hai că poți. Bun. I-a dat 16, mai are unul la viață. Never a dull moment. Îi dăm să râdem de el? Nu, 42%. Bun. We made it. Ne băgăm în groapă, chat. Ne băgăm aici în groapă. Bun. Avem și acest mod în care putem să ne uităm de sus la ce se întâmplă. Dar nu e atât de frumos. Bun, deci avem 4 băieți Andri de ăștia. Oh, pardon, nu sunt băieți Andri. 4 oameni dăm atacă. Plus ăsta de aici. Și la fel, acum că e la început, e ca pentru proști. Stau lângă niște butoaie. Și dacă stai și te uiți pe butoaiele astea, îmi poți da examin. Deci e butoi de ulei. Care dintre noi poate să dea foc la butoaiele alea? Chiar băiatul care are Firebolt. Te duci pe Firebolt și dai pe ulei. Bam. Și poți face asta gen efectiv în orice, în orice fight. Poți să găsești tot felul de moduri de astea creative, whatever, în care, în care să rezolvi fără să te duci să dai cu săbiuța de fiecare dată. Dar acum problema e că e greu să ieșim de aici. Dacă am avea un băiat care ar avea aia de gheață. And so on. Dar n-avem nevoie să o dăm încă aia de gheață. O să o dăm pe unul dintre ei, nu pe... A, ăsta mai are doi la... A, ăștia o să moară următorul... O să moară în următorul turn. Pentru că o să-i ardă... Hai să-i omorăm noi. Ce ziceam? S-a încheiat și acum venim cu Lori, care are ăsta de gheață. Mă, bine, s-a stins singur focul, dar puteai să dai cu gheața. Se stingea focul. Bam. Sau... Aici e wood, right? A, nu e wood. Aici e wood. Dacă dai cu gheață unde e wood, se face gheață. Vezi ce zice? Ice. O saluneci. La mine a fost salvat, dar poți saluneci. And so on, adică nu e doar asta cu elemental care poți să te joci, poți să joci cu basically orice. Step carefully. There's a trap. Azi ce ziceam cu perception, pentru că a roluit bine la perception și a dat seama că asta e o capcană. Aici am avut un perception failed, ceea ce înseamnă că probabil este mai este o capcană pe care nu o vedem. Și alta. Ia uite. Ok, so everything is a trap. Deci ce face butonul ăsta? Ok. Step carefully. There's a trap. Bun, și teoretic putem să
dizarmăm aceste trap-uri, numai că ca să dizarmăm folosim Trap Disarm Toolkit. Și avem unul singur. Și acum o să-l folosim pe ăsta, pe sarcofag direct. Ca asta pare că trebuie să deschidem. Disarm. Easy. Acum oare pot să-l ating sau o să ne omoare pe toți? Mi-e frică. Ne despărțim și vin doar eu. Go! Asta eu dăm, cui eu dăm? Eu dăm lui Gale. Engraved key. Yeah. Cine zicea sarcofagul ăsta? So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Ia ce-ați votați. Oops. Attack? Când ne bat ăsta la Google, man. Fuck. Bine, votați ce vreți. Votați ce vreți. Îl atacăm? E strâns. Hai, votați. Cred că vreau să-l atac acum. Dull your weapons as you wish. Băi, mai are unul la viață. Băi, mai are unul la viață. Băi, vedeți că ăsta are unul la viață, man? Băi, rocăre. Mă ieși la mișto. No rest for the wicked, I see. Nu ia damage, moșu, man. Don't touch me. Nu ia damage, moșu. Moșarul nu ia damage, man. Hast thou finished? Doi la banană pe Ilescu, efectiv. Lower your weapon and apologize. Asta mai are doi la viață în pula mea. Neither thy outburst nor thy apology is relevant. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Asta e o amenințare. Unde te duci, bre? Stai, bre! Unde te duci? Stai, bre! Ia uite cine e în fața ta. Uite muța! Uite muța, bre! Bre, uite muța! Unde te duci, coaie? How long has it been?
Ce ai văzut aici? Stai, bă. We have nothing more to discuss. Continue on my way. As if I were not here. Așa se aude când merge Viorelis. I this place after so many years away. Duce la bar. Duce-ți de o 50. We will see each other again. This place after many years. Duce-ți de o 50. The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Ah, că sunt prost, gen. Regardless, it will occur. Da, jignit-o pe Loredana, Goza, man. Ia, unde te duci? Ia, unde te duci? Parchment and bone dust. Da, aici prost. Still comforting. We have nothing more. Nu, gata, lasă, gata, am înțeles. Dă-i drumul. Din cauza că nu mai avem spell slots, aka nu mai putem să mai dăm spell-uri, este vremea să facem un long rest, aka să mergem acasă să ne culcăm, ca să ne dea înapoi toate cele. Dar nu știu dacă avem destule. Hai, ce vrei, Gale? Zi. El vrea să ne agațe, fiți atenți. Go to hell. Let's go to hell. Watch your damn mouth. And good evening to you too. You're a good sport. He approves. Go to hell. An everyday expression. So trivial, it's almost meaningless. El filozofa. But we've seen hell. El filozofa. It's real. And it isn't trivial. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts, pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. Uite moșu! Uite moșu! Ce faci, bre, acolo? Uite stacul de oase cum stă în spatele nostru. Nu mai e Dallas la televizor, tata e. This ballet of flames invites reflection. But you're right. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Ia zi, bă, era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Ia zi. We meet again. As predicted. As predicted, au trecut două minute. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. La moaștele lui regele Mihai. Not to be rude, but what are you? There are many answers to that question. None are important. Vedeți dacă nu folosiți TPF? Skeletons aren't supposed to be able to talk. Correct. Corect. No. Attack. Nu cred că își bate joc de noi. What kind of services can a skeleton offer? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling, there is little else. Es ist bei Tutenstein. Indeed.
Farewell. Ok, am trollat, știam ce face moșul aici. Moșul stă aici și dacă cineva din gang-ul tău moare și nu mai poate să mai fie... Dacă gen a murit și tu ai plecat din bătălie și l-ai lăsat mort acolo, moșul ți-l învie pentru un bănuț. What were you two talking about? Care noi doi? Eu cu moșul sau eu cu Gale? Eu cu moșul sau eu cu Gale? If that was any of your business, we'd have called you over. No, iubita, nu, iubita, nu. What do you mean? You and Gale. Ui, ce supă, e geloasă. E geloasă. No, you've lost me. No idea. If that was any of your business, we'd have called you over. We're just discussing the next steps, hon. I see. I'd be careful with Gale. Bă! Asta vrea deja să ne bagi... Bă, nici n-a început bine jocul, asta vrea să ne bage mâna în pantaloni. You don't trust Gil? You like to stir things up, don't you? Stop looking for trouble and stay focused. I wasn't confiding in anyone, I was just talking. If anyone has me concerned, it's you. You haven't exactly been open about yourself. You don't trust Gil? Vrem să știm dacă... Cui pasă? Cui pasă dacă îi place sau nu de Gil? O să zică că nu, că gen... Vrea să ne bagi mâna în pantaloni. He's a wizard. All they care about is power. Let's hope we rapidly find a healer. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Iubita, agree, I guess. We agree with you. Good. We might even get lucky and find one right away. Asta cum, adică, asta trage cu urechea. Some good fortune. Că he approves. De unde s-a approve? Trage cu urechea, vă rog eu. Ce avem aici? Avem o pelerină. Avem mandolină, baby, let's go! Chestia asta o pui pe cap și primești automat acest spell care te shape-shiftuiește și cu acest spell poți să te schimbi în oricine, gen. Și asta te poate ajuta în diverse contexte, de exemplu dacă te duci într-un sat plin de draci, plin de tieflings, să dau aia mai bine pe tine, mai înțeles? Să ia zic, ooo, ești de-al nostru. Tata, fii atent, am una pentru tine. Fii atent, tata, e. Da, eu beau puțin câte puțin. Da, în capul meu. Beau puțin. Și ca să-i cânt, uite așa, aș vrea să mor. Ăsta-i mort în pula mea de 450 de ani. Nu vezi că nu stă nici pielea pe el? Hai, tataie, că-ți place, nu te mai... Zici și tu, mersi. Hop! Tu te-mi pizda, mătii! Yes. Well struck. Well struck. Ca să mă bage tataie în seamă, trebuie să dau ăsta cu Speak with Dead. Opa. Yeah. Hello. I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard from one. Gale seems interesting. Gale seem... Măi, nenorocit-o. Parcă erai geloasă ieri. We should get to know each other a little more. We should get to know each other a little more. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Ne fierbe la foc mic. Ne fierbe la foc mic. You don't want to talk about yourself. We have to rely on each other. Easier if we know each other as well. Just looking to make conversation. If you're not comfortable, I won't press you. Vreți să o hărțuim, da? Deci avem varianta să nu o hărțuim. Voi vreți să o hărțuim, da? Bine. Easy is often less interesting. Besides,
We've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Maybe I'd like to get to know you better. You're deflecting. Are you hiding something from me? Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. If that's what you prefer, I can respect that. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Cam da jet. Ia, care-i povestea cu artefactul? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Ce asta ar drăjpea? We haven't gone all that far yet. What are you referring to, exactly? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Mixed no signals, solid leads though. Right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Omnibusul. How am I holding up in your estimations? I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Hoppa. Kindred spirits are few and far between. Hoppa. Signale. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Signals. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. No reason for us to not stay together if we get on well. True. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Ah. Deci ăla ultimul strănut mi-a mișcat mușchii de la spate. O așteaptă cineva în Baldur's Gate. Ah, mulțumesc. Family, a friend, a lover. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Asta e măritată, man. Man, asta e măritată. O așteaptă soțăsu. E măritată. Ia, bre, dă înapoi. Dă bre aia înapoi. Aport. Fantastic. Hai, dă bre. Țeapă! Thy accuracy would be lauded. Uite ce să... Uite ce la mă... E Viorelis când au făcut pasta cu coșciugul. Ce zici, tataie? Hai să-i cântăm ceva la moș. Să zigzaga, zugalaga. Da. Să zigzaga, 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 zugalaga, zaga, zaga, zugalaga, zigzaga, zugalaga, zugalaga, zaga. Sincer, asta am făcut în ultimele 3 ore. Mi-am făcut soundboard cu Loredana. Nu vă zic ce mai am. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! Goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Avem battle. By the nine hells! Open the gate! La boc, când trebuie să lase București în Cluj. Shit! Form a line!
damnable roach. Provoke the blade. And suffer its sting. Avem battle, ia uite-i pe ăștia. Fix aici s-au spawnat. Ia uite cât battle-ul avem. Super, a dat pe lângă. Hai să cântăm ceva frumos lost. Mi l-a omorât pe ăsta, fantastic. Așa, deci îi dăm cu asta de să râdă ca prostul. Deci fii atent, băi, bugbear. Un american și un român stau de vorbă. Americanul spune mândru: "We have Barack Obama, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash." Românul spune și el: "We have Traian Băsescu, no wonder, no hope, no cash." Nagas. Nuggets, băgăme și pula. Ia, Lori, cântă ceva cât să bată ăștia. Adamis, fantastic. Este atât de e foarte challenging în același timp, dar e atât de rewarding față de orice alt joc. Deci tu ai aici 3 sloturi. Tu poți să folosești practic până te duci în tabără și te odihnești. 3 vrăji din majoritatea ăstora, din alea care chiar sunt șmechere. 3 atât, că ți se consumă astea. Mă rog, mai avansezi după ce-ți mai e. Și să consumi una din 3 și să dea pe lângă. Este atât de enervant, dar în același timp e și challenging. E și foarte... I don't know. Nu e ca în joc, e ca în viață. Mai și dai pe lângă. Hai să râdem de ăsta. Trebuie să-l jignim pe ăsta. Nu pot să dau zoom să-l vedem mai de aproape. Bugbear. Ce față ai, spui că ești bodyguard la Culture House. Am dat cu săgeată în loc să... Am dat cu săgeată în loc să-i dau vicious mockery. Fuck. Ia fii atent ce-i dă ăsta acum. Ia fii atent ce-i dă. Mai are 2 la viață, dar fii atent cât damage dau. 11. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Hai și noi dacă tot ne-ai deschis. There are children here, you fool. We was running for our lives. You led them straight to us and you let them take the druid too. Unbelievable. Opa, iau-te. Iau-te pe noastră. Hai, chat, vorbiți cu ăsta. Deci ăștia se ceartă. Where there's one goblin, there's 10. I'm leaving before the horde shows up. One fight just ended and now you're picking another. Relax. Druid, those goblins didn't take any prisoners. You can cut off my payment anytime now. Să le cerem bani. Vreți să le cerem bani? Stuff your payment. I didn't ask for any goddamn help. El ce sunt cu emoloica? Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward. De ce suntem cu emoloica? Am selectat-o din greșeală. Suntem praf și la intimidation și la charisma. If you want me to take both of you down, I will. Otherwise, knock it off. More violence won't bring back those you lost. Stop and think. Stand back and watch. O să failuim. Luptă strânsă. Mergem pe asta. Să-i dăm un Bardic Inspiration. Care 15. Bonus Action. Nu-mi consumă spell slot. It's just a bonus action, gen pot să-l folosesc mereu. Right? Dacă e bonus action, pot să-l folosesc în continuu ăsta, nu? Ok. Hai.
Easy. Easy. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes. The both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Vine goblinii după ăștia. Ce dă-și ăștia pe aici? Ia, cine-i asta? Aridin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Who's Halsin? The druid in charge of this grove. At least, he was. Guess if he didn't come back with Aridin, that might not be the case. Like, îi luăm de pe aici. I got. Moving in. Ia, ce-am luat? Pedrol! Am luat efectiv, am furat un pat. Ia dracu de viață. Ia-l înapoi. A theft has been reported and it seems you're the only suspect. A theft? Choose your next step wisely. A theft has been reported? What? Putem să o mituim sau să ne batem cu ea. Nu este o idee bună. Da, bine, faceți ce vreți. Bun, hai să o atacăm, ce până să facem. Ne batem cu toți ăștia, fiecare dracu de viață. 22-26, sunt și puternici ăștia. Suntem praf, chat. O să ne bată și o să ne căcăm pe noi, da? Hai că încercăm. ...40% șansă să o lovesc pe asta. What? I-am dat 22 damage? Sau mai mult? Cui, ce critical a fost? Critical, dar cât critical să-i dea? Păi eu am doar... i-am dat cu ăsta. Am 411 damage. Parcă nu mai așa rău să dai la pariuri, nu? Tu în gură. O să o împingă pe asta? Step by step. Mai are 6 la viață. Mai are 6 la viață. Mai are 6 la viață. Firarea dracută. Dar nu înțeleg cine i-a fi furat ăsta. Că aia nu mi-e clar. S-a tot supărat că i-a furat cineva. Dar nu știu. Sper să găsească vinovat. 60%, 55%, hai cu 60. Bun. Bravo. We go. We go. Stai zic când ceva lua asta să... Să o învigorez să nu-și ia pum de la asta. 2 secunde. Apa, apa, apa. Che va la 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 la. De câte ori m-am jurat că de mâine am să mă... Mi-a lovit-o. Mi-a întrerupt cântecelul. Ia, bă, fugi. Ia, dă, fugi. On my way. Ieși de aici. Ce-a fost sunetul ăla? Au mai apărut niște inamici? Da. A, dar e firful, e vai de capul ei. Și... chat, o să pierdem. Menos să ne omoare. Aruncăm pe el cu niște untură. Sperăm că o să alunece în timp ce vine spre noi. Ca să putem să-i mai tragem. Și tu... Ia-l și tu pe ăsta la Perculis. Zi așa, spune-ne teorema lui Lagrange. Got him.
Gata, e mort? L-a omorât. Bun, și acum trebuie să omorâm pe asta de aici de jos. We made it! Nu pot să cred că n-am murit. Da, vă garantez că dacă am fi, dacă ați fi și am fi jucat jocul ăsta pentru prima oară, eram morți de mult. Ia să vedem, știe ăsta că, că i-am omorât pe ai lui? Forgive that display. Ah, nu știe. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Mi-a și mulțumit. I'm Loredana Groza. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Deci druizii vor să-i dea afară, vor să-i dea afară pe ăștia din oraș. Attack, nu vreau să attack. Trade, we can trade. Oh, damn, ok. Ok, cam vreau astea. Pe că le dai? Dar putem să-l jefuim. Nu. Ține-le că te jefuim. Așa, this attack will only strengthen their resolve. I have no quarrel with druids. Where are they forcing you out? Those goblins, have there been many attacks like that? De ce vă dau ăștia afară? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Druids sunt xenofobi. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Deci druizii dau afară pe draci din oraș. Și dacă stau să bat cu druizii, dacă pleacă îi bat pe ăștia de, cu care ne-am bătut noi mai devreme. Cum îi le zice? Goblinii. I need a healer, though. Goblin got you. The druid Halcyn's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice, Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Ce ritual, mă nene? Deci ăsta e al doilea care ne zice de acest Halcyn care a fost răpit sau ceva. I've tried. Corga, their new first druid, won't even see me. You, though, I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Ce facem? Îl ajutăm pe ăsta? Îi ajutăm pe ăștia să rămână în oraș? Mergem să convingem xenofobii să nu-i dea afară? Partidul fascist al druizilor. Ok, I'll see what I can do. We owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Ce atât jefuim? Mi-e milă de el acum. Mi-e milă de el să iau mănușile alea, dar erau bune mănușile alea. Hai că îi le cumpăr, că mi-e milă să-l jefuiesc. You would choose stranger. Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Ia, alegeți. Da, doctor, e jocul ultimilor 5 ani. Nu mă satur să zic chestia asta. E absolut superb. You should all stay. A single blade could make a difference. Easy. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergen. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland.
Mai țineți minte de ieri că v-am zis de o chestie super drăguță în legătură cu vorbitul cu animalele și că am văzut cele mai cute și funny chestii? Deci fiți atenți, e aici și vezi că poți să vorbești cu vocile astea. Te duci să vorbești cu ele. Muuu. Da, trece, zice. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Moo! Ce l-a fost căcat din lume? Moo! God, I love this game so much. Zice să dai rol de arcana. Ia bă, poți să-ți dai seama de ce vaca asta e ciudată? Dai și singurul lucru pe care ți-l zice este muu. Însă, pentru că noi am ales spell-ul de speak with animals, we can speak with it. Trebuie doar să-l activăm. You're addressing me, a humble ox. How quaint. Haven't you ever met anyone who could speak to Lavach? Păi cred că asta o să fie același lucru pe care l-am dat mai devreme, dar hai să-l dăm. Something's off. This creature isn't what it appears to be. There's more to you than meets the eye. Care to explain? No. You are incapable. Come on, old chap. I'm a devil for gossip. Out with it, cow, or you're going to regret it. Fine, I heard the tieflings are going to butcher one of you for food. So your secret will die with you. Okay, come on, old chap. Dine bugfa, old chap. Dine bugfa. Fuck! Nu poate să ne zică bârfa. Am dat critical failure, nu poate să ne zică bârfa. You don't want to know what I'm a devil for. Believe me. Nothing here for you. Nothing here for you. Băi, cel mai drăguț căcat din lume și prima oară când am jucat, n-aveam ăsta de speak with animals. And a trebuit, nu pot să vorbesc cu, că nici nu știam că există. Aia, nu pot să aflu ce e ciudat. Am aflat doar mu. Children. Go on. Give me a best shot. Ăsta e ăla care s-a bătut cu coblinii cu noi. Not bad. Again. Mu. Do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Hai, votați. You're wasting your time. It's good advice, child. You do well to listen. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe, hell. Hell's great fires. You are on the ship. Yes, and we both carry parasites. Hai că nu vă mai citesc, citiți voi. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck.
I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Who is she? Her name is Karlach. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Ah, și ne trimite să omorâm noi, diavolița. Let's join forces, I'll help you cast the devil back into the hells. I'm looking to cure this infection, I suggest we partner up. Deci putem să-l luăm cu noi, să fie parteneri cu noi. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. Hi, Nexi. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Go to my camp and wait for me. A splendid plan. We'll talk more there. Deci mai avem un băiat pe care putem să-l... cu care putem să facem chestii. Ar trebui să mergem să ne odihnim. Ce zice copilul ăsta? He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. He's still staring right past you. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. Unde e copil? Unde e spăgut? Ia, copilul ăsta ce zice? Hold out your hand, lady. Let me show you something. Crede că mi-a gata muie. Go on. Take this ring. It's lucky. Luăm inelul de la copil. Call it heads or tails. Heads or tails. Poți să-i fugă un... Poți să-i fugă ăsta. Hoții dracu. Socialiștii curului. Hey, hold on, you gotta pay for that. You're getting paid in experience. The ring is mine now. It's only a joke on flip your coin. Scuze din turc, da. Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Really? I mean, good. That's what I got. Aha, putem să cumpărăm de la copil. Ce dacă să cumpărăm de la el? Aș vrea niște vopsea de asta. Hai că te ajunge, copile. You suddenly feel something moving against your back and turn. Ce faci norocitule? Furai din buzunare? Furai din buzunare, man. Read her thoughts. Am cam failuit, n-am putut să-i citim gândurile. No, what are you doing? Păi copile, unde te duci? A dispărut în asta. Can't use this. Ok. Hai că vedem mai încolo. Ce mai face omul ăla cu asta? Hello, Romania! I couldn't help but overhear... Well,
All right, I could have helped, but didn't. Anyway, I feel the same. Other than the occasional mental exchange, it's almost as if we're not infected. The voice on the ship told me I'd become a beautiful weapon. What do you think it meant? Asta era trascurere, Kiamen. Maybe it's a compliment. Băi, voi încă vreți să o băgați pe asta în pat. Adorable. But your timing is awful. Te lasă greu. Whatever the Mind Flayer's plans were, those greu. Dragons spoiled them. That doesn't make our situation less dangerous. Te lasă greu, Either muloică. Way, we can't take the lack of symptoms for granted. We have to find a healer. Well, I've said my piece. Get some rest. Bine, măi, muloică, dacă ne zici tu. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Bă, să de la noi, firea al dracu Twilight. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. Vampirache. Vampirache. Ia vină un grup, hai. The Blade of Frontiers at your calling. Hai, lasă vrăjeala. That's the spirit. Ia, ce zice asta? Stai, warlock. Spells. Ce spell să-i dăm? No, hai să luăm pe ăsta. Ca următorul om care ne atacă să primească între 2 și 20 fire damage. Uite ce drăguț. Putem să facem gen o pisică. Am făcut pisică. Care-i pe pizda aici? Gen, poți să o controlezi, n-ai treabă că. Și astea-s bune să te duci să scoutuiești cu ele. Ce faci tataie? Ce faci tataie? Hai să ne culcăm, gata. Someone in camp still wishes to speak to you? Ah, ia zi bă, Iliescu. Da mă că vrea Iliescu să ne zică ceva. Ia zi, tataie. Not this one, nor this one, and this one less worthy still. Zi bre ce vrei. More riddles from my resident jester. Îl facem pe moș, resident jester. I riddle thee not. I speak only what requires telling. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. Uh-huh. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Iar îmi cere bani, Iliescu. Will these hirelings be joining me willingly? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Câte mandate mai vrei, bre? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Deci ce, mă lasă să cumpăr oameni. Very well. A, și încerc $100 ca să... Da, ok, avem destui oameni în party. Vă simt mai când dăm ceva lui Iliescu? Bre! Auzi una de pe vremea mea, ta, ia fi atent. Bună seara, iubit veșnic ca și tu. Numai dragostea voastră am fi pe pământ. Du-te, dracu. Am dat pe lângă. Am dat pe lângă, am vrut să dau unii, l-am dat pe lângă. Nu mai ziceți. Hai să-i furăm ăsta din buzunare. Vreți? Uite!
Așa, ce vrem de la el? Vă zic că trebuie să ne mișcăm repede, că poate să ne prindă. Asta o vrem neapărat. Și aici ne zice șansa pe care o avem să furăm, care nu e foarte mare. Dar hai să vedem. We did it. Vrem și arcul. We did it! Let's go, go, go! Fugi, 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 fugi. I've been robbed! Uite, uite! Mereu am emoții la pickpocket-urile astea, că se prind și gen vin după tine. Și data viitoare când îl vedem, să vedeți că o să ne zică că i-am furat. Carijo. Carijo. Zoru was right. Yellow as a toad and twice as ugly. Ah, uite-o pe a noastră. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Yeah, the vat, the panavo. How will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Ia chat, ia, descurcați-vă. How do you get rid of them? Deci avem deception. This creature is dangerous. Get out of here. Leave it to me. Shoot the trap down. We must kill it before it harms someone. Sau asta debugged cu deception. Oh god, you've caught a scout. The Geat invasion force is right behind me. Save yourselves. Okay, I like this. Uite, vedeți ce ziceam cu Sharmu? Că dacă îți lași Sharmu ca spell, aici îl folosești cel mai simplu. Îți dă avantaj și gen șarmezi persoana pe care încerci să o convingi. Dar nu avem nevoie, din câte puteți observa, să folosim un să ne folosim slotul de spell. Hells, this isn't worth it. I'm out of here. I'm un bug ligat ca pe frec. Get me down. Get me down. Say please. Never. Tu, Tere, cine te-a dat jos? Observe and listen. You'll hear goblins before you see them. As you say, questionable intellect. Unsurprising. Ne zice că suntem proști, că nu știm cum să o dăm jos. Release me, or enjoy a future as geich. What does geich mean? Mind flayers. The atrocities we are becoming. I know a remedy. Release me and I will share it. Da, dă-te jos, Tegare, dar de pe Ministerul Sănătății. Să mor dacă vreau să o dau jos. Deci o urăsc, I hate her. She's so fucking annoying. Și e rea. Ia dracu. Și-a cam tras grade, nu? Ia uite cum stăm și nu uităm la ea. Ia auzi cât ești acolo, fie că ești la înălțime. Ia liniște. Viva la noche, viva vodka, tequila. Oi, 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 oi. Un, doi, trei. Alcool e mia. Faptul că am găsit toate căcaturile de concerte cu Loredana. Hai bre, dă-te jos. Bravo. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. You will join me. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Așa e, iubita. I won't. Asta e așa. A simple thank you wouldn't go amiss. All right, we journey together. Deci putem să o luăm și pe ea în campul nostru. Ea cred că e ultima pe care putem să o luăm în camp. Cred, not sure. Să se ducă dracu. We'll go our separate ways, I think. Păi să-i dăm jet? Îi dăm jet. Hai, votați, vă las să votați. Vă las să votați. Uite ce încântată e. Stai, frate. Are main character complex. E strâns. E strâns. Se pare că câștigă asta. I thought you already had a cure with you right here. A pity that. I made an offer and you accepted.
Your fantasy is not my burden. Prianțăm. Sânge slab aveți, chat. Acum ai dat jet, ha? Acum ai dat jet. You would sacrifice yourself to Geich. Such tiring mediocrity. Wait at my camp, we can speak there. Fine, we can try working together. Call all you like. Nu știu ce înseamnă to call. You have my answer. It does jet. Nici măcar nu te trimiteți în camp. Nici măcar nu te trimiteți în camp, it does jet. Cum se duce? Ce faci acum? Dar cred că avem și un quest cu ea, right? Cred că este pe lista noastră de quest-uri. Da, freelazele, we should speak with her. Ah, mai vrea să mai vorbim? Ok. Has the error of your ways become clear? Hey. Da, e în questurile noastre, nu putem să-i dăm jet. Has the error of your ways become clear? Hai că o trimitem în camp. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoril, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoril. Our very lives depend on it. Marc și înapoi, Nagdel! Do not keep me waiting. Marc și înapoi, Nagdel! Don't mind if I do. Ia, unde te duci? Nu știi pe unde să ia. Ia, unde te duci? Unde te duci? Ia. Trimite-o în camp și zic că te duci mai pe seară pe la ea. Ia să demiez, are ăsta dragi pe noi, ia fiți atenți. Need anything else? Da, course, frate, vreau să cumpăr ceva de la tine. Remember, you're not the only one in need. Da, frate, dă să cumpăr și ce. Piti cu porno. Da, frate, hai că cumpăr și ce porno asta. Nu știe că l-am buzunărit, vai de capul lui. Vai de capul lui. Sylvanas be with you. Da, da, o să fie cu mine. Trebuie să vorbim cu tanti aia. Please, let's through. Oh, s-a adunat lumea la concert Loredana. Right, she's a thief, Hellspawn, and you will wait for Corga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Ragrisham, or I'll rip your damn throat out. Let's go, furries! Uite ce s-au speriat ăștia. Uite ce s-au speriat ăștia. Nu mai stați la concert? Hai măi, furiule. Vezi de treabă. Hai, am zis și eu. And I'll show you its claws. A moment, Giona. Aia ziceam și eu, hai că are unul în minte. Oh, I understand. A zis că uite ce bună e asta din spate, dă-le drumul. Apparently Corga wants to see you. Go ahead. Bă, vrea Mussolini să ne vadă. Go. Ce vrea Mussolini de la noi? Eu ce-s... ăștia-s la concert, bă, nene. Ăștia-i la concert, stai așa. Lori, sus pe scenă. Hai că puteai și mai tare. Păi, îmi place la porc.
Mi place la voi. I like that. Care ce te bucură porcu? Stai așa că mă trebuie cu porcușorul, cu fanul meu. Mi s-a dus la... s-a dus să-ți bălăcească în nămol. I thought you were halcyon. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's halcyon? Promise me a mate. Deci ăsta l-a așteaptă pe ăla dispărut. Domnul halcyon. This is madness, Corga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? Mussolini. A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Build a wall! Thief, poison, what's the girl... What's this girl actual... Who? What's this girl's actual crime? Imprison her, she's just a child. Do nothing, one of your guards... One of your guards outside said you wanted to see me. Here I am. If poison was the girl, actual crime. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Bagă copilul la pușcărie, man. Come, Koga. We took back the idol. Surely... Do it. Okay, Natura, don't druid cherish harmony. Jailing the girl disrupts nature's balance. Persuasion, bard persuasion. Sylvanus are more concerned about Asha. Tell the snake to be at ease. The girl must not be harmed. Pentru că putem să vorbim cu animalele. Ca idee. Kinda wanna try it. Okay, bine, hai, mergem pe votul vostru. Să dăm charm? Nu știu dacă vreau să-i dau charm. Dacă am trebuit să-i dăm charm, right? Da, nu prea vreau să-mi consum spell slot-ul. Și avem avantaj, a.k.a. dăm de două ori. Se dau două zaruri și-l alege pe ăla cel mai mare. Fuck! Cu tot cu avantajul nostru. I've heard enough. The devil remains until the rite is complete. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. Your snake is prepared to kill this child. Do you want her death on your hands? Intimidation! Imprisoning her empowers the refugees. Are you willing to risk insurrection? Persuasion. Let the child go so she can spread word to the others of your might. Supostim. Say nothing, prepare to attack. Să o îmbăgligăm, nu? Hai să o îmbăgligăm. Nu, fată, tu ești cea mai tare dictatoare de aici, din sat. Hai că măcar am vrăjit-o, avem avantaj că am vrăjit-o, e charmed. Îl luăm. Yes. She is more valuable out there than in here. Sif, Teela to me! Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Corga. Master Halcyon w- Halcyon isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Du-te cu șarpele tău. Du-te lupul ăsta. Seems like ridiculous. We just let her run off. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts. Ce ai, bre, mania persecuției? I just wanted to give you my smell. I'll leave you be. No, wait. You smell fresh. Safe. You can stay if you must. Ne-a lăsat dogo să stăm. Drăguț.
Я зібре хілари. I see you. Just give me a moment. А, ca la stat. Nu că avem treabă. Stați acolo, doamnă. Stați acolo, doamnă, că vine, vine cineva la dumneavoastră, nu vedeți că suntem plini. Wait patiently. Și voi să ieșiți clase. Stați, faceți cum vă zice asta. A moment. This medicat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Ce-ți am nevoie? I need help. Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. Ia uite-te. Ia uite-te la Lori. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Dar la de faptul că avem, că avem machiaj la ochi. No good way of putting this. I have a tadpole in my head. A tadpole? A mind flayer tadpole? You know of them? Can you help me? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. You might? We need to be quick. This way. Dar de ce vă plătim, doamnă, în țara asta? Salariul dumneavoastră din taxele cui e plătit? Nu vă supărați. Cum adică you might? Ia uite unde ne bagă. There's something in that vessel. Take a closer look. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Joe and I have the same kind of parasite. I'm hoping for a less grave cure. So you killed him and laid him out on the table. Is everyone being captured by mind flayers these days? Didn't think it was a common experience. Ce cauți? Să vrea să-i dăm șpagă. Să vrea să-i dăm șpagă. I'll do the best I can. I'm no Master Halsenmind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. Vreau să bagi aia în ochi. Alright. Let's see what we can do. I'll take anything that can help. What's that plant? Will it help? Just hurry up and cure me and then... Vreau să ne bagi aia în ochi, man. What's that plant? Will it help? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. Vreau să ne bagi în cur, nu în ochi. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? I fell from a ship in the sky, but something caught me. It saved my life. An intellect diverse. No, nothing strange. It might, but what are you telling me? I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? I can merge my mind. I fell from a ship. An intellect diverse spoke to me as if I were of its own. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsen was desperate to find where all this was happening. On the Mind Flayer ship, I was kidnapped and infected. A Mind Flayer ship? Thank you, Susha. But Master Halsen was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Am îmbârligat-o să nu bage la noi. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Da, viața mea, o să bag o travă în mine. Da, da, I swear. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. Deci, pula cure. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsen and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on.
Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Am scăpat de vaccin. Just tell me if there's a cure or not. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Asta știam și eu. You said you were tracking other victims. Did they change? Hard to say. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Aha. Deci trebuie să mergem la vest. Ceva cu Temple of Saluna. You think he's still alive? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. Ne trimite la alt cabinet. You're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Da, ce să zic acum? I'll find Halsin. Thank you. It would mean everything to the Grove. Ne schimbă pilonul de pensie cu aia. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember. Da, bre, hai, lasă-mă, mă duc la alt cabinet, am înțeles. I heard what happened. Thank you for protecting the child. N-ai, bre, de ce? If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Oh. Deci avem de ales practic. Dacă să-i trimitem pe ăștia afară și să fie măcelăriți. Sau delay the ritual ca să putem să-l găsim pe maestru Halsin, care e de fapt președintele ales democratic în locul lui Mussolini. Deci ar trebui să-i zicem să delay the ritual. You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Corga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Deci ne zice să o omorâm. A low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Corga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. Ne zice să o asasinăm. O asasinăm? Pe Caga, pe doamna aia, de pe Mussolini de mai devreme, dar a pus șarpele pe copil. Mă întreb ce se întâmplă dacă mergem și îl găsim pe bagabontul ăla. Leave it to me? Ok. You're taking a risk for us. We'll see that you're rewarded. Ok, și eu. I'm still hoping Corga can be swayed from this madness. But if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must. Need to be cautious. I just want a little look. Așa, așa. Ce așa? Cum să înțelegem ce? A thief's been emptying pockets around here. You might want to allay some suspicions before things get out of hand. V-am zis că se prinde ăștia. I'm sorry, I'll return what was stolen.
îi donăm 50 de golți ca să ne ierte sau a avut vă în cur. Procentele alea poți să le votezi dacă ești pe PC. Vreți să-i dăm gold? Ați nebunit? Vreți să-i dăm gold? Sunteți pacifiști? Aia zic și eu. Aia zic și eu. Dă-mă cu de pitic. Ce să ne facă pitic cu porno? 26 la viață. Ah, dar nu e bine că am făcut asta, man, că trebuia să mergem să ne batem cu aia și să ne consumăm spell-urile pe ăsta. Nu. De ce am făcut asta? Cum am realizat? Fuck! Never a dull moment. 5. Gata. Trebuia să lăsăm în viață, dar nu m-a dus cap. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. What is this? Our little Hellion told us what happened. Thank you. Ah, e copilul de l-am salvat. I saved your daughter. Got anything more than a thanks for me? Doamne, ce români sunteți. Doamne, ce români sunteți. I did, but I was robbed. You wouldn't know anything about that, would you? Am furat-o pe asta, n-am furat-o. All we can offer is n-am furat-o pe asta. Arabella. Thank you for helping me. N-ai de ce, copilă. Mai întrebăm ceva? Go on. Say it. You think I'm a monster? Monster? Too kind. A demon, more like. De ce să bagă asta în seamă? Când eu vorbeam cu... Only a monster would threaten a child. You're protecting your own. Sometimes cruelty is required. Honestly, I just wanted to see what would happen. Ah, în legătură cu faptul că am salvat copilul. Only a monster would threaten a child. Yes, you would say so. I know you're kind. You see only villains and victims. Continuă să fie fascistă. A viper bears her fangs, defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite has resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. This rite must be born of powerful magic. Several believes his people will perish on the road. Do what you want, it's not my concern. Reach for your weapon, leave. S-ar putea să ne bată, chat. Finally, let's have some fun. Nu vrei să ne pregătim un pic mai bine înainte să o atacăm așa face first? Ok, o atacăm acum dacă așa ați votat, dar când te pregătești de... Nu, de fapt știi ce? Că am mai făcut chestia asta. I'll stand have down. Have you finished your chatter? You showed great mettle at the gate. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, yeah, just the viper must strike. Then they soon know the sting of my venom. Get out. We have no more business. M-a dat afară. Ok, so, dacă știi că vrei să te bagi într-o luptă, ideal e să assess the situation, a.k.a. faptul că va trebui să ne batem și cu ăștia, și cu ea, care are 65 la viață. Noi avem cel mai mult 24 și caracterul nostru are 21. Și ideal e să-ți
stratatifici un plan de luptă. Darkness. Da, darkness, ca să nu vadă după ce dăm în ea. Boom. E blinded, e vai morții ei. Doar ea ne atacă? Ăștia ce fac? Stau degeaba? A, ăștia cred că ne-au văzut, de-aia stau degeaba. Too dark. A, nu pot să o văd nici eu. A, deși eu am... Nici eu n-am avantaj, am înțeles. Ok, deci am băgat-o pe aia în beznă, dar nici noi nu putem să-i facem nimic, prea ca dracu de viață. Ok, atunci dăm în ăștia. Violent behavior is proving unpopular. Tread carefully. Ia da miss. May get out of hand. Ia da miss. Ia dat miss. Am dat ăla degeaba. Fuck. Ok. Da, ok, deci ne atacă toți. Am avut dreptate. Ok, that's good. De ce mi-a trecut combat inspiration-ul? Of course you do that! Fute-te în inimă, doamne, ce urăsc căcați ești, căcatul ăsta de... The time has come. Remove the outsiders. A, și atacă ăștia în același timp? Unde pleci cu aia? Ne băteam! Am mai jucat de două ori această parte. Never happened to me. Bă, cu ei ne băteam! Câinele ăsta e înfricoșat și o să devină neînfricoșat în curând. 42, 30... 65... 65 de acum... Critical miss. Super. Bun. Nici nu e în combat. Oh, fie oribil. E oribil să joci pe Steam, că nu ești atent la toate căcaturile astea. Nici măcar nu era în combat lupul. L-am atacat fără să fie în combat. Lupul trebuia să plece cu ăștia, dar pentru că l-am înfricoșat, a rămas aici. Boom! A murit. A murit. Hai, Lori! Sus, fata mea. Aia zic. Băi, scuze că am dat în tine. Pai rău. Finally, the hunt begins. Care hunt? Te-am omorât patroana. I knew Corga had twisted them, but for so many to turn on us. Thank you for standing with us. I need to check on my people, but come see me when you have a chance. Doamne, ce m-am speriat, credeam că vine unul să-mi dea o perversă, credeam că a mai apărut încă unul să-mi dea o perversă. I didn't want this. It was supposed to be just Corga. But thank you. Hai, dă banii, că ești că ne dai bani. Would have overwhelmed us if not for you. You've proven yourself a fine warrior and a better friend. You've done so much for us. And I have more yet to ask. Băi, ești nesimțit. Băi, ești nesimțit. Hai, votați, că n-ați mai votat de mult. Băi, e nesimțit. Să moră de nu-l jefuiesc la final. You've bought us some time here, but the goblins are still massing out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. Doamne, asta cinciore. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. The Blade of Frontiers has done what he can to help us prepare for the journey, and we are grateful. But it'll be a short journey if the goblins still own the roads. By the Triad, there is only one correct answer. Refuse him,
and we sentence these people to die. Deci, practic, ne trimite să omorâm liderii de goblini. Unde probabil o să ne întâlnim și cu ăla de tot voiau să-l salvăm. That depends. Can you pay me? I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we păi can. Adună cum am adunat așa de pe jos de la oameni. Ce animale sunteți? Cereți bani de la refugiați? Să adune cum am adunat și eu, da? Că și-o am stat așa. Make sure it's enough. Doamne, este oribil. Of course. Everything we have, anything we can give you, we will. We'll be ready to leave as soon as you give word. Sigur. Tot ce vrei îți dăm. Ok, bine, gata, hai, nu-l jefuim. Iau, toată lumea vrea să vorbească cu mine. Toată lumea are păreri. Asta iar vrea să mă agațe. Asta vrea să ne țină la foc mic, să nu ne lase să-i băgăm mâna în pantaloni. Asta are chef de scandal. Și asta vrea să-i afle întreabă, ca de obicei. A, nu, ăsta se află întreabă de obicei. Asta nu știu ce vrea. Dar cred că este un moment bun să punem punct aventurii noastre și să o continuăm cu găsirea goblinilor în următorul stream. Uite și pe tataie. Ce faci, brete? A fost dor de noi? Ce să-ți cânte fata? Ia zi. Găoaze mari, găoani mici, cajici, puțățe mici, puțățe mari sau silipu sau matuna, toate e aici, alipiada de futur, petalat și sub, cu sticla în mână, anunța foc, fără înceapă, fă-n furt. Nu te distrezi, boșorogul, drecu! Tu te-n familia, mătii! Nu dai și tu o pâine, o... Aruncă și tu un gol de la nenorocitule! Mulțumim, Cerp, pentru dedicația de la Lori. Vă mulțumesc că ați fost alături de Lori în această seară. V-ați distrat? Eu mă sper distrat cu acest joc, este absolut super. Da, 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 da! Bravo! Respectele mele!